Și acum o să pornim pentru prima dată. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi suntem înapoi la Racebox pentru că, ce credeți, ne-au ajuns în sfârșit downpipe-urile, montăm evacuarea la mașină. Este modificarea pe care o așteptam cel mai mult să o facem la M4. Sunetul este imperativ necesar la o mașină cum este M4. După cum puteți să vedeți, deja filmăm cu un setup nou și cu siguranță mă vedeți mult mai bine. O să vă prezint poate tot în vlogul ăsta, dacă nu în vlogul viitor, toate investițiile pe care le-am făcut, pentru că am făcut ceva investiții pentru a arăta vlogurile cât mai bine și pentru a livra calitate cât mai multă. Acum, noi tocmai și-am încărcat mașina pe rampă, trebuie să vă explic puțin cum o să facem setup-ul pentru această evacuare, pentru că nu este prea ușor. Însă, până atunci, trebuie neapărat să apăsați pe butonul acela de like și de subscribe ca să fiți mereu la curent cu toate modificările astea nebune pe care le vom face și cu toate proiectele noi de pe canal. Noi o să așteptăm acum câteva ore, ne mai uităm un pic pe aici ce mașini mai găsim și abia aștept să vedem cum o să bubuie mașina. Cu două ore mai târziu, mașina este gata și acum o să pornim pentru prima dată. Stai. Hai, să filmez eu cum trebuie, nu? Au! Înainte să dăm drumul la Sinfonie, vreau să vă reamintesc că aveți 20% acum reducere pe car vertical folosind primul link de jos din descriere sau primul link din comentarii. Puteți folosi de acum codul Matei la checkout, indiferent dacă dați click pe link sau nu. Un raport car vertical vă poate arăta istoricul mașinii, începând de la țara în care a fost înmatriculată, dacă are un număr de kilometri real sau nu, dacă a înregistrat daune în istoric și cam de ce valoare aproximativ au fost reparațiile. Mai jos găsiți prețurile la care a mai fost listată, precum și poze cu aceste daune în care a fost implicată mașina sau din alte anunțuri în care a fost listată pe baza seriei de caroserie. Un raport car vertical vă poate feri de orice fel de țeapă și nu uitați că cu codul meu aveți 20% reducere. Întorși fiind la interiorul M4-ului, o să încerc să vă dau acum cel mai real feedback pe care îl simt și eu din spatele volanului. O să deschid un pic geamul dreapta. M-aș decapota, însă este extrem de frig, poate o să încerc puțin mai târziu. Până una alta, cam asta este sunetul din mașină. După cum puteți auziți, în sfârșit s-a transformat într-un M4 așa cum ar fi trebuit să fie. Chiar dacă încă nu avem niciun soft pus pe mașină, urmează să punem Stage 1 Plus sau Stage 2, însă asta veți vedea în următorul clip. După cum știți, când montezi downpipe trebuie să îi faci un soft sau să anulezi cel puțin sondele ca să nu apară check engine-ul în bord. Dar nu vorbim despre lucruri mecanice, acum vorbim despre feeling și despre sunet mai ales. Mama mea! Auziți burpul ăsta mic la inferioare? Ce pot să sesizez categoric, dar categoric din prima, este că mașina trage mult mai bine. Deși nu am umblat la soft, nu am adăugat cai, totuși atunci când montezi un downpipe, mașina câștigă ceva putere, probabil 15-20 de cai, dar nu este vorba neapărat de puterea de pe hârtie, este vorba de felul în care trage, felul în care livrează puterea. Mi se pare că este mult mai desfundată. Trebuie să avem foarte mare grijă pentru că acum pe jos este patinoar și eu nu pot să mă abțin să nu accelerez mașina pentru că trebuie să o auzim. Hai să mai dăm o inferioară. Wow! Și ce îmi place cel mai mult este sunetul ăsta clasic de M4 când iei piciorul din accelerație. La asta mă refer. Ăsta e sunetul ăla de drac, sunetul ăla de M pur, în sfârșit. Nu știu dacă vă puteți da seama de bucuria mea de pe fața pe care o exprim, însă trebuie să mă mai obișnuiesc și eu cu ea, să o las să se așeze, trebuie să lăsăm să se așeze downpipe-ul ăsta. Pentru că vă zic sincer, eu abia ce am plecat de la Racebox, adică este prima tură pe care o dau cu mașina și evident trebuie să împărtășim senzația asta alături de voi. Probabil îi voi face și un mic, probabil îi voi face și din soft un mic burple. Băi, s-a transformat mașina, e incredibil cum o bucată de țeavă, vorbeam și cu băieții de acolo, cum o bucată de țeavă poate să influențeze mașina atât de mult. Doamne, cum patinează!
Trebuie să am mare grijă pentru că abia ce a nins mai devreme, dar acum a ieșit soarele și surprinzător s-a și uscat pe jos, dar unele porțiuni încă au așa un fel de brumă și trebuie să avem mare, mare grijă. Ne-am oprit puțin ca să vă arăt și cum se aude mașina de la exterior. Înghețăm de frică, să ne vom mișca destul de rapid. Acum este deja pornită. Call startul este absolut insuportabil. Tocmai de asta în următorul vlog veți vedea și cum vom coda mașina astfel încât să se deschide valva numai pe Sport Plus și ea să pornească în eficiență cu valva închisă, evident. Acum o să vă arăt cum se aude mașina pe loc. Păi eu zic că se aude absolut genial, nu cred că am avut nicio mașină să se audă atât de tare cum se aude asta. Nu-mi dau seama cum se percepe sunetul pe cameră, însă în realitate este destul de ascuțit, este destul de gros, mă așteptam să fie un sunet puțin mai spart. Dacă vrem să avem acel sunet absolut uimitor de M4, va trebui să umblăm la tot traseul evacuării și anume la S-Pipe, pentru că toți procesorii de M4 își fac acea țeavă în S-Equal Length, cum se numesc americanii, adică două țevi egale. Acum o să vedeți pe fundal câteva imagini cu traseul evacuării, cum pleacă el OM, care este rezonatorul din mijloc pe care noi am ales să-l păstrăm. Am scos doar second cats, adică mașina are 4 catalizatoare, practic două catalizatoare principale înlocuite de downpipe-uri și traseul evacuării urmat fiind de două second cats, adică catalizatoare puțin mai mici care iarăși obturau puțin sunetul. Practic am făcut un traseu gol din turbină până în rezonator, am păstrat acel rezonator, final a rămas la locul ei și valvele iarăși la locul lor, pentru că trebuie să fii nebun să scoți valvele dacă îți faci downpipe la un M4. Cam acesta este rezultatul final, acum o să fac o plecare de pe loc să vedeți cum se aude și în mers și poate prindem să dăm și o inferioară. Și pentru că v-am spus că în vlogul acesta o să vă prezentăm noul setup cu care filmăm, cu care ați și văzut începutul acestui vlog de altfel, este acest micuț. Uitați-l cât de frumos arată. Vorbim aici despre un Sony A7S3 body-ul cu un obiectiv de 24mm de la Sony G-Master, adică are stabilizare. Avem un cage pus peste el. Aici deja este conectat la Ronin RS3 Pro Combo, adică sunt mai multe accesorii. Avem acest braț pe care este prins și ninja-ul, adică practic ecranul pe care putem să tragem extern. Nu vă imaginați că o să tragem toate vlogurile în formatul ăsta, că nu are niciun rost să tragem vloguri normale extern, dar când o să facem proiecte ceva mai interesante, o să mergem cu mașini mai interesante, cinematice pe autostradă și așa mai departe, o să folosim acest ninja pentru că o să fie o calitate absolut diferită față de cum am putea să tragem intern, însă, să spunem 70% din vloguri o să le vedeți filmate cu acest Sony A7S3. Cu siguranță vom păstra și setup-ul vechi, pentru că de la interior Sony A6300 care filmez chiar acum se vede foarte bine. În momentul de față avem conectat un obiectiv 10-18 care este și destul de wide. Avem și un 14mm pentru a trage ceva mai strâns. Până una alta, cumpărat acest case în care trebuie ținut echipamentul cu mare, mare grijă. Aici avem încărcătoare, SSD-uri, SD-uri, baterii și așa mai departe. Fiecare chestie el este la locul lui. Camera va sta aici, Ronin-ul va sta aici, restul încărcătoarelor vor sta aici. Totul va fi în siguranță, așa că dacă ne vedeți pe stradă cu geanta asta în mână, să fiți siguri că suntem pe cale de a filma un vlog. Ce vreau să spun în chestia asta este că m-am hotărât anul acesta să investesc în echipament, în adevăratul sens al cuvântului, și nu numai în echipament, dar și în calitate. Vreau să ducem canalul ăsta, după cum v-am spus, la următorul nivel și pentru asta de la voi am nevoie decât să apăsați butonul acela de like și de subscribe ca să ne strângem cât mai mult și poate cu ajutorul bunului Dumnezeu vom atinge și noi anul acesta cifra de 100.000 de abonați ca să ne luăm și noi să ne punem pe perete butonul ăla de la YouTube. Și până una alta, cam asta este setup-ul, voi o să vedeți din următoarele clipuri. Și cam acesta a fost și vlogul cu downpipe-ul. Noi deja, o să vă dau acum un mic sneak peek, suntem în următoarea zi și am terminat și softul, și anume bărăpălul, softul de putere și așa mai departe, însă asta veți vedea în următorul clip. Până atunci, spuneți-mi ce părere aveți de noul sunet, noua evacuare a mașinii, jos în comentarii. Vă reamintesc că aveți 20% pe car vertical, primul link de jos din descriere. Subscribe la canal pentru a fi la curent cu toate modificările nebune ale acestui BMW M4 și până data viitoare, eu vă urez numai bine. Pa, pa!